Am fost într-un salon în care erau patru persoane. Eram patru bolnavi acolo și toți erau bolnavi foarte grav. Doi dintre ei erau că aveau ceroză la ficat. Aveau aparate la inimă. La unul dintre ei se strângea lichid în el câte 2, 3, 5, chiar 5 litri de lichid scotea din el și nu știau medici ce să-i mai facă. Erau foarte, foarte grav bolnavi. Când am auzit aceste lucruri, m-am gândit și am spus, eu cred că Dumnezeu a hotărât să ajung aici. Pentru că acei oameni, chiar dacă erau atât de bolnavi, la fiecare cuvânt înjurau pe Dumnezeu, blestemau pe Dumnezeu și vorbeau cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, te rog Tu să-mi spui, dacă m-ai trimis aici și ai ceva de lucru cu mine aici, Tu să-mi spui ceea ce trebuie să fac. Nu am mai fost niciodată internat în spital și să fiu cu patru persoane într-un salon și să stau acolo. Eu eram planificat să stau între 5 și maxim 10 zile. Dumnezeu a hotărât să stau 15 zile. Am schimbat 3 ture de bolnavi. Au plecat acasă, au venit alții, au plecat acasă și au venit alții. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, Dumnezeu știe. În prima dimineață, când ne-am trezit, am zis, eu sunt copilul Domnului și ar trebui să mă pun în genunchi, să mulțumesc la Dumnezeu și să mă rog la Dumnezeu. Cum ar trebui oare să o fac? Doamne, spune-mi Tu cum să fac. Primul bolnav care s-a trezit din salon a spus așa, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o zi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mi-a deschis calea. M-am plecat pe genunchi. Și am stat de vorbă cu Dumnezeu și i-am mulțumit și m-a rugat Lui. După ce m-a ridicat pe genunchi, a spus acel om, n-o vezi? Aceasta este adevărata mulțumire. Așa trebuie și noi să-i mulțumim la Dumnezeu. Și le-am spus, sunteți liberi, puteți să o faceți. În fiecare dimineață, în fiecare seară, vă fac acest lucru. Și voi puteți să o faceți alături de mine. Și de atunci fiecare i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru încă o zi, și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru sănătatea care le-a dat-o. După aceea, am spus, ar trebui să răspund în cuvântul lui Dumnezeu și să le spun căci Dumnezeu este acel care poate să vindece și ceroza de la ficat. Dumnezeu este acel care poate să vindece și inima. Și nu știam cum să intru în discuție cu ei. Și am zis, Doamne, te rog, fă Tu ce știi și spune cum să fac. La un moment dat eram în salon cu Ovidiu și cu Ovidiu. Erau și ei în salon. Și acei oameni au început să bârfească pocăiții. Dar aceștia erau ceilalți, a doua tură care a venit. Au început să vorbească foarte mult de pocăiți. Și-au vorbit, și-au vorbit, și-au vorbit. S-am stat și am ascultat. Cu se uitau la mine să vadă cum voi reacționa, ce voi face. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că prin aceasta Tu mi-ai deschis și pot să răspund despre Tine. Și atunci am zis către ei, îmi dați voie să spun și eu câteva cuvinte. Ei au crezut că și eu voi începe să bârfesc și să spun alte lucruri mai rele despre pocăiți. Și atunci le-am spus, noi trei, eu și cu băieții mei, suntem pocăiți. Atunci s-au liniștit, dar am spus, nu vă liniștiți, vorbiți mai departe, vorbiți cât vreți voi, vorbiți de rău, tot ceea ce știți voi rău despre pocăiți, vorbiți. Dar eu, pentru aceasta, trebuie să iau Biblia și să vă citesc din Biblie și să mă apăr cu Biblia. Și atunci s-au scos Biblia și am început să le vorbesc despre Dumnezeu. Au stat și au ascultat. A fost unul care mergea la biserică, dar nu credea nimic. Nu credea că este Iisus Hristos, nu credea că este Dumnezeu, nu credea că este viață după moarte, nu credea absolut nimic. Unul care era lângă mine era foarte, foarte bolnav. Și acela a vorbit foarte urât, chiar dacă i-a spus, nu cred, arată-mi unde scrie. I-am arătat unde scrie, că există rai, există iad. A spus că nu există așa ceva, că Iisus Hristos vindecă, a spus că nu există așa ceva. Și atunci am mărturisit cu Dumnezeu.
A lucrat cu Ovidiu, Dumnezeu cum a lucrat cu Cipri. Totuși, ei vorbeau urât, dar am observat că Dumnezeu lucrează la inima lor. Unul care era bolnav de sclerosă, l-a ficat, când am început să mărturiseze despre Cipri, s-a ridicat din pat și a venit lângă mine. Și atunci am înțeles că acel om crede și dorește să fie vindecat. Și a mărturisit despre Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Acel om care n-a crezut Biblia, n-a crezut nimic, nu puteam să dorm noaptea pentru că toți care erau în salon soroiau. Și atunci am zis către Ovidiu, fă cumva, punem pe telefon muzică, cumpărăm niște căști să le bag în urechi să pot să dorm. Mi-a adus căști, am pus pe telefon și noaptea îmi băgam în urechi și ascultam muzica. Și acel om care era așa înrăit pe pocăit și pe Dumnezeu și nu credea nimic, ultimele două zile, înainte de a ieși din spital, m-a întrebat, auzi, ce muzică asculți tu că dormi așa de bine noaptea? Dar aș vrea să ascult și eu, să văd. Da, să-ți arăt. Am pornit telefonul și i-am pus să cânte. Și când am auzit cum cântă, a spus, dă un pic mai tare. I-am dat un pic mai tare. A spus, dă mai tare. A spus, nu pot să dau mai tare pentru că ne-am umerit. Și aud asistentul, o să vine și o să ne certe. Nu contează, e telefonul meu. Dă mai tare ca să ascult. Și l-am dat cât de tare cât o vrut el. S-a auzit și pe hol. Două zile m-a pus și a ascultat muzică creștină. Duminică, când m-am dus la biserică, au insistat ei să mă duc să mă cer de la medic, să mă lasă să mă duc la biserică. Când am ieșit din salon, a spus așa, parcă în cor a spus tot, du-te, dar te rog, roade-te și pentru noi. Am spus, să știți că mă rog și pentru voi. M-am rugat în fiecare zi, și dimineață, și seara m-am rugat pentru voi. Și o să mă rog și acum. Și acel om a ascultat muzică până când a plecat acasă. Duminică, prima duminică au venit la mine de acasă, au vrut neapărat să vină la spital și a venit și fratele Viță Bârle cu sora Persida și ei vorbeau că vin pocăiții și trec prin saloane, se roagă, își cer voie, sunt foarte politicoși, după aia început să vorbească frumos. Când o plecat de la mine nevastă mea, copiii și fratele Ghiță, au spus fratele Ghiță, nu facem un rugăciune înainte de a pleca. Am zis, da, facem un rugăciune. Și am zis, vrem să facem un rugăciune. Ne permiteți? Da, sigur, chiar că rugăm să o faceți. Și fratele Ghiță Bârle s-a rugat cu voce tare. I-a spus, roagă-te Ghiță cu voce tare să audă, să înțeleagă. După ce s-a terminat de rugat fratele Ghiță, au ieșit din salon și au plecat, acel om a luat telefonul. Atunci, pe moment, a luat telefonul și a sunat pe nevastă sa. Și a spus, nevastă dragă, ți-a spus de omul ăla pocăit care e lângă patul meu. Din Baia Mare au venit pocăiți la el. Și s-a rugat aici în salon. S-a rugat și pentru mine. Jinerele meu care este preot, cu funcție mare la Buzia și parohia din Buzia, nu s-a rugat niciodată pentru mine. Nu s-a rugat acești pocăiți, veniți din Baia Mare. Fraților, Dumnezeu este acel care ne trece prin încercări. Dumnezeu este acel care ne trece prin necazuri. Dar Dumnezeu este acel care ne folosește pentru El. Și o cântare spune, sunt aici, la dispoziția ta. Cheamă-mă, că te voi asculta, dragul meu. Întotdeauna oare noi suntem la dispoziția lui Dumnezeu, când ne cheamă Dumnezeu. Poate Dumnezeu te cheamă să te duci în spital. Poate Dumnezeu te cheamă să te duci, nu știu ce loc să te duci și să-L mărturisești pe El, să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Oare ne primim noi această cântare întotdeauna?